Am revenit așa cum am promis cu un nou invitat care a trecut vama ca să ajungă astăzi la noi. Este profesor de cor de 10 ani de zile în Chișinău și s-a lansat acum 3 ani. Are deja un album folcloric și cântă foarte bine, o să-l vedeți îndată. Bună, Cristi, vă mulțumesc pentru invitație și... Mulțumim și noi că a acceptat invitația, știm că drumul e lung. Cum a fost la vama? S-a trecut repede? Da, de data asta s-a trecut ușor, repede, cu bine. Dar de obicei e cam problematică treaba cu Vama. Din Dar păcate, de data asta, pentru muzică, vezi, până și Dumnezeu asta. a făcut așa un, un covor asta. limpede în fața voastră. A fost cu bine. Mulțumim de invitație. Am venit cu drag, cu mai mulți colegi de la Chișinău să, să fim alături, să ne cunoaștem, să vă cântăm muzica de acasă. Spunem te rog, atunci când erai mai mic, bănuiesc că ați făcut și voi năzbătii, ca cu orice copil. Îți mai amintești așa ceva din copilărie? Uh, vreau să spun că am uh, multe peripeții, așa să spun, sau uh, lucruri de astea așa mai haioase, mai amuzante, pentru că m-am născut la țară și am copilărit acolo. Părinții s-au străduit să ne dea o educație frumoasă, o educație interesantă și evident uh, când se terminau uh, lecțiile la școală la sfârșitul primăverii mergeam deja cu lucru în câmp și iată de aici, începând cu lucru în câmp, pornește o peripeție mai amuzantă, mai interesantă, care mi s-a tipărit mie. Eram cu frățiorul meu mai mare și evident lucrul în câmp durau cu săptămânile pentru că era mult de lucru și se mai nimereau niște bărbați așa mai, să spun așa, mai cu, cu, cu sați, cu... chef de, cu, cu de cu catering cum, cum s spune. Că da, să, să, mai bată joc de noi, eram copii și ne mai luau așa, ba acolo, ba încoace, vină încoace cu comenzile. Și unul dintre ei m-a trimis pe mine ca mai mică într-o zi, așa cu oașiță, să-i aduc uh, o sticlă cu apă de la... Erai mai mic în gașca ta de prieten, da, nu? Da, așa, cu, cu, cu apă de la izvor. Ei bine, m-am gândit eu pe drum ce să-i fac să mă răzbun pe el și alături undeva așa câțiva metri de izvor, era o gârlă sau o râpă așa cam murdară. Care era plină cu apă. Am strâns din ea așa așoară, de ce așa mai murdărică și am adus-o, au băut. Dar am... până am... ai adus-o s-a limpezit, că nu și-a dat seama da, să înțeleg. s limpezit un pic apa, dar probabil nici nu bă, bănuiau ei că așa băieți educați, băieți cu minți, o să fac treaba asta. Ei râdeau de voi, dar nu știau de cine râd, exact, cum exact, s spune. Exact, Și până la urmă i-am adăpat cu apă din, din gârlă. Ce să-i Așa e la țară. E. Uh, oricum, sunt întâmplări amuzante, care acum ți le aduci aminte cu drag, exact. și aici povesti la copii, nu? Vorba aia. Așa e. Este un lucru care rămâne în amintire pentru toată viața.